Cum să supraviețuiești ca civil în cazul izbucnirii unui război? 1. Fii pregătit din timp. Construiește un kit de supraviețuire, include alimente neperisabile, conserve, paste, biscuiți, apă, cel puțin 4 litri pe persoană pe zi, medicamente esențiale, trusă de prim ajutor, haine călduroase și rezistente, încălțăminte confortabilă, pături și saci de dormit. Nu uita de documente importante, acte de identitate, pașapoarte, certificate și bani cash. Îmbunătățește-ți cunoștințele de prim ajutor, participă la cursuri de prim ajutor, învață cum să tratezi răni minore, să faci o resuscitare cardiopulmonară, CPR și să gestionezi situații de urgență. Adună resurse de supraviețuire, cumpără o lanternă, baterii, radio cu încărcare solară, chibrituri rezistente la apă, mască de gaz și alte echipamente de urgență. Este important să ai și o sursă alternativă de energie, cum ar fi o baterie portabilă. 2. Creează un plan de evacuare și de adăpostire. Stabilește o rutină de evacuare, identifică adăposturi sigure în zona ta, cum ar fi stațiile de metrou, parcările subterane, beciurile clădirilor. Pregătește mai multe rute alternative pentru a ajunge la aceste adăposturi, în caz că una este blocată. Puncte de întâlnire pentru familie și prieteni. Stabilește puncte de întâlnire în cazul în care comunicațiile sunt despărțite. Fiecare membru al familiei trebuie să cunoască aceste puncte și să știe cum să ajungă acolo. Planifică o locație sigură în casă, alege o cameră fără ferestre sau cu puține ferestre, de obicei, baie sau cămară. Întărește ușile și ferestrele cu materiale rezistente și pregătește o zonă de adăpostire în această cameră. 3. Găsește informații și menține-ți comunicarea. Fii la curent cu știrile și alertele, utilizează un radio cu baterii sau o aplicație mobilă care oferă alerte de urgență. Ascultă posturile locale pentru informații despre siguranța locală, rutele de evacuare, adăposturile disponibile, etc. Folosește comunicațiile de urgență, creează un plan de comunicare cu familia și prietenii, utilizează SMS-uri sau aplicații de mesagerie care funcționează fără conexiune la internet, de exemplu, Signal sau Zelo. Stabilește coduri de securitate, folosește coduri simple pentru a comunica informații esențiale fără a fi detectat de străini, de exemplu, am nevoie de ajutor sau zona este sigură. 4. Pregătirea fizică și mentală. Pregătirea fizică, încearcă să te menții în formă fizică, pentru a fi capabil să te deplasezi rapid și să înduri un efort fizic intens. Antrenează-te la alergare, înot și exerciții de rezistență. Gestionarea stresului și a fricii, învăță tehnici de respirație și mindfulness pentru a te calma în situații de panică. Pregătirea mentală este la fel de importantă ca și cea fizică. 5. Protecție și siguranță în timpul conflictului. Găsește un adăpost sigur, în timpul atacurilor aeriene, adăpostește-te în locuri sigure, departe de ferestre și pereți exteriori. Dacă ești afară, caută un șanț sau o depresiune naturală pentru a te proteja de explozie. Recunoașterea sunetelor și avertismentelor, familiarizează-te cu sunetele de sirenă și învăță să reacționezi rapid în funcție de tipul de atac, aerian, chimic, etc. Protejează-te împotriva armelor chimice și biologice, dacă suspectezi un atac chimic, acoperă-ți gura și nasul cu un prosop umed și încearcă să te adăpostești într-un loc cu aer filtrat. Folosește haine groase pentru a reduce contactul cu pielea. 6. Supraviețuirea pe termen lung. Conservă resursele, administrează cu atenție resursele, raționalizând alimentele și apa. Învață să folosești echipamentele de purificare a apei și să identifici surse de apă potabilă. Cultivă alimente, dacă situația de război persistă, încearcă să cultivi legume în ghivece sau să creezi o mică grădină urbană pentru a-ți asigura hrană pe termen lung. Fii conștient de securitatea ta, evita aglomerările, rămâi atent la împrejurimi și evită să te expui inutil. Dacă este necesar, învață tehnici de autoapărare de bază. 7. Creează o comunitate de suport. Colaborează cu vecinii, cunoașteți vecinii și organizați-vă pentru a împărți resursele și a vă proteja împreună. Un grup organizat poate avea mai multe șanse de supraviețuire decât indivizii izolați.
organizează un sistem de alertă locală în cazul unui atac, folosiți semnale simple, de exemplu, clopoței, tobe, pentru a avertiza comunitatea. 8. Nu panica, rămâi calm și hotărât. Fii proactiv, pregătirea din timp îți va oferi o șansă mai bună de a supraviețui. Nu aștepta până în ultima clipă pentru a te pregăti. Controlează-ți emoțiile, situațiile de criză cer decizii rapide și clare. Rămâi calm și ia decizii informate pentru a-ți proteja viața și a celor dragi. În concluzie, supraviețuirea ca civil în caz de război este posibilă prin pregătire, planificare și colaborare. Informarea, planificarea și pregătirea mentală și fizică îți pot asigura siguranța în cele mai dificile momente. Nu uita să împărtășești aceste informații cu cei dragi și să rămâi pregătit mereu. Aceste sfaturi sunt menite să te ajute să faci față unei crize.